Republica Moldova a exportat de la începutul acestui an circa 25,7 mii de tone de struguri de masă, dintre care 15,7 mii de tone din recolta nouă. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cele mai mari cantități de struguri au fost exportate în Federația Rusă, 8,3 mii de tone, Belarus, 4000 de tone, România, 2000 de tone. În Ucraina au fost exportate 1,67 de mii de tone de struguri moldovenești, în Kazahstan, 80 de tone, în Cehia, 76 de tone, în Suedia, 22, în munte în negru 20, iar în Estonia și Letonia 10 și respectiv 5 tone. Struguri din Moldova au fost exportați de asemenea în Irlanda, Turcia, Uzbekistan, Italia și India. Cele mai mari cantități de struguri au fost exportate din Raioanele Ialoveni și Căușeni, Municipiul Chișinău și din Autonomia Găgăuză.